Salutare! Să zicem că în momentul ăsta ai vrea să-ți cumperi un parfum. Ei, să zicem, știm amândoi că asta ai vrea să faci, t-ai liniștit că și eu sunt la fel în momentul ăsta, și cumva încep să te gândești. Parfumuri de nișă, în general destul de scumpe, în general bune, dar poate o lovitură cam mare asupra bugetului. Parfumuri arabești, parfumuri clonă, parfumuri inspirate, poate nu sunt ceea ce îți dorești, și atunci cu ce rămâi? Rămâi cu zona de designer. Și în zona de designer, în ultimul timp, s-ar putea să fie observat, mai ales dacă ești un pasionat de parfumuri, că a început să dispară încet încet creativitatea. Se formează un trend și parcă toți producătorii fac același lucru. Și nu zic că n-ar fi producători care scot parfumuri bune, dar hai să luăm câteva exemple care mi se par strict făcute pentru bani. Noul Sauvage Eau Forte. Că stăteau oamenii de la Dior și au zis: "Bă, au început oamenii să plângă de Sauvage Eau de toalet, ce să facem?" Și din capătul camerei s-a auzit: "Hai să facem un Sauvage persistent." Și oamenii au zis: "Ești concediat." A doua idee a fost să facă un Sauvage pe bază de apă, care să persiste un timp negativ, efectiv îl dai pe piele și îți mănâncă 2 ore din viață, care să nici nu proiecteze, și după ce îl simți, în ciuda faptului că miroase destul de bine, capeți un nou grad de respect pentru originalul Sauvage Eau de toalet. Misiune îndeplinită. Apoi sunt oamenii de la Armani, care alternează. La jumătate de oră scot un nou flanker de Stronger With You, după alte 30 de minute scot un nou flanker de Acqua di Gio, care e vechiul Acqua di Gio într-un pachet nou. Deci, case bune, dar care par un pic lipsite de inspirație. Dar aici se opresc plângerile mele, pentru că vreau să-ți vorbesc despre niște case de parfumuri și despre niște parfumuri care și în prezent mai păstrează creativitatea, care fac zona de parfumuri de designer să fie încă foarte atrăgătoare, și sunt convins că sunt mai multe case, dar eu am să mă concentrez doar pe vreo 7 care îmi sunt mai apropiate de suflet, să spunem, începând cu Zadig & Voltaire. Și în cazul de față avem aici un This Is Him, un parfum care are toate semnele că ar putea să fie unul dintre preferatele mele, pentru că până recent, de câte ori l-am mirosit, mi s-a părut că nu-mi place deloc, dar dintr-o dată a început să aibă sens. E ceva din combinația asta de tămâie cu vanilie, cu un pic de grapefruit și lemn de santal, care pur și simplu se conectează mintea mea. S-ar putea să fie și faptul că am descoperit o nouă pasiune pentru tămâie. Dar felul în care combinația de tămâie cu vanilie e făcută aici nu te va duce cu gândul nici la Mercedes-Benz Club Black, nici la Altair de la Parfum de Marle. Sunt aceste două acorduri, dar sunt făcute diferit. Și cam asta e pe scurt casa Zadig & Voltaire. Parfumuri bune, oarecum diferite, care lasă o impresie. De-a lungul timpului m-au întrebat oamenii: de ce nu vorbești de This Is Him? Și pentru că nu-mi plăcea. Dar acum că îmi place, tămâie, vanilie și mai mult decât atât, o persistență foarte bună a acestui parfum, care într-o zi răcoroasă are extrem de mult sens. Și cam asta face casa, cumva inovează. Rămâne în zona comercială, fac parfumuri foarte ușor de plăcut și înțeles, și totuși nu se duc cu trendul, adică anul trecut a fost anul caramelului și oamenii ăștia nici măcar n-au încercat să se ducă vreun pic în direcția asta. Iar în anul 2024 l-au lansat pe This Is Really Him, care vezi tu are o etichetă metalică. Lucru care vrea să-ți transmită că și mirosul e un pic metalic, care are un acord metalic pe care îl combină cu grapefruit, cu niște note lemnoase, și în cele din urmă, pe piele, parfumul ăsta miroase ca o combinație de citrice cu ceva pudrat, ca și cum ar avea un iris foarte reținut în fundal, ceea ce e neașteptat și foarte plăcut. Și partea bună e că brandul ăsta nu e chiar atât de cunoscut, ceea ce înseamnă că dacă ții unul dintre parfumurile lor, o să miroși și diferit decât ceilalți oameni și o să ai o discuție din asta: "Vai, dacă de bine miroși!" Și tu o să fii plebeilor. Voi știți doar 1 million, Sauvage. Știu că unor oameni le provoacă mare bucurie să vorbească așa cu oamenii care nu știu parfumul lor super secret. Dar vedeți voi, Zadig & Voltaire, oh, altceva. Altceva! Și partea și mai bună la parfumurile Zadig & Voltaire e că de multe ori le găsești online la niște prețuri extrem de bune. Deci, preț bun, miros și din comun, plăcut, ușor de purtat, dar totuși un pic mai diferit, și poți să vrei mai mult. Și întrerup puțin acest video pentru a te ruga, dacă îți place, să-i dai un like. Dacă îți plac videourile cu parfumuri făcute de mine, să dai un subscribe acestui canal, pentru că numai în felul ăsta pot câștiga suficient de mulți bani încât să construiesc Batmobilul și să devin în realitate eu Batman. Mai ales că vocea o am deja. I'm Batman! Apoi trecem la casa Lalique și Ancre Noire, ca fiind unul dintre cele mai cunoscute parfumuri ale lor, deși e unul dintre parfumurile în cazul cărora nu știi în ce parte se vor duce lucrurile, că sunt oameni care îl apreciază foarte mult, și apoi sunt oameni care spun că miroase a priveghi și a înmormântare și a lucruri rele.
Totuși, nimeni nu zice că parfumul ăsta e banal sau plictisitor. Deci, oricum ai privit situația, Lalique Ancre Noire e un parfum ieșit din comun. Negru, întunecos, eu zic că e parfumul lui Batman sau că cel puțin miroase ca o pădure întunecoasă și că la primele încercări, bă, nu mi-a plăcut deloc. Deloc, 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 deloc. Absolut deloc, nu știam cum să-l mai scot de pe piele. Și cumva, în timp, a început să-mi plac. N-am să mint, a ajutat și faptul că parfumul ăsta costă aproximativ 100 de lei și la 100 de lei ce reproși poți să-i faci? Adică dai 100 de lei pe el și pe urmă zici, hai mă că pentru 100 de lei, hai că e bun, mă, nu e chiar așa, hai că... miroase negru, a lemn. Cert e că nu e un parfum pentru oamenii care de-abia se apucă de colecționa parfumul. După ce începi să te mai obișnuiești cu note și acorduri și începe să-ți placă vetivorul și începe să-ți placă lucrurile mai întunecoase, parfumul ăsta o să aibă mai mult sens. Dacă e unul dintre primele tale parfumuri, o să zici, de ce m-ați blestemat zeilor? Nu știu cine sunt zeii care te-au blestemat, zeii parfumurilor, dar nu-ți recomand la început. Din păcate, nici nu prea ai unde să-l testez decât poate în București, în magazin Notino. Dar nu sunt astea singurele parfumuri pe care le fac Lalique, pentru că ei, de fapt, produc parfumuri și pentru Bentley și mai mult decât atât, Lalique Beauty au produs parfumuri și pentru Maison Noir, în particular acest frumos Icarus, care e cel mai frumos parfum de măr pe care îl vei întâlni în vreun parfum. Și nu e doar cel mai frumos, cât și cel mai realist parfum de măr, dar n-am să-ți vorbesc de Icarus acum, pentru că el se duce în zona de nișă, e destul de scump, dar ne întoarcem la Lalique, cu omaj Alom, un parfum ce se concentrează pe o notă de violetă, un parfum ușor vintage, să zicem, deși nu e ăsta cuvântul, așa, mai degrabă matur. E un parfum mai matur pentru un bărbat mai matur care îi place să se îmbrace elegant. E un parfum plăcut, e un parfum proaspăt, curat și totuși ușor dulceag, în care vei simți o combinație de violetă, poate cosmochină și care miroase, din nou, ieșit din comun. Asta face Lalique și pe care de asemenea îl găsești online la niște prețuri micuțe, adică undeva între 100 și 200 de lei și eu zic că își merită prețul din plin pentru ceea ce îți oferă, un miros pe care eu nu l-am mai simțit în niciun alt parfum. Deci Lalique clar are sens. Apoi vorbim de Victor & Rolf și în cazul de față Spice Bomb, care îți oferă exact ce îți promite. O explozie de condiment. Și gama asta Victor & Rolf s-au cam dus pe direcția lor. Explozie de condimente. Uneori combinată cu niște fructe, alteori combinată cu niște fistic și măr, dar cam asta e direcția. E drept că, spre diferență de alți producători, Victor & Rolf au avut și niște mici, hai să le zicem, derapaje, cum ar fi Night Vision Eau de Toilette, care semăna suspect de mult cu un Invictus, dar pe de altă parte să nu uităm că e vorba de o afacere și nu poate nimeni să-i certe că au încercat, i-aș certa dacă ar face în continuu același lucru, ceea ce nu e cazul. Originalul Spice Bomb este absolut superb, gândește că e atât de frumos, încât inițiu au zis, bă, ne place ADN-ul ăsta, hai să-l facem și noi într-un fel sau altul în rehab. Și mai mare pentru o casă de designer decât să fie oarecum reprodusă de o casă de nișă, nu cred că există. Și pe bună dreptate, că Spice Bomb e foarte frumos, multe condimente, scorțișoară, puțină piele, e elegant, e surprinzător, e excelent într-o zi răcoroasă, e... Uite și sticla asta. Sticla asta e o problemă. Pentru că pe cât de drăguț arată, nu o să poți să pleci niciodată în vacanță cu avionul cu ea. N-am încercat, dar te asigur că la aeroport ai avea parte de niște întrebări la care nu cred că vrei să răspunzi. Și din punct de vedere al persistenței, parfumul ăsta e ok. Mi se pare un locuitor mai bun pentru bulgarii Men in Black. Persistă mai bine și are cam același gen de profil de miros, adică condimentat, călduros, ușor elegant, superb. Și apoi există Spice Bomb Night Vision Eau de Parfum, care îmi place foarte mult și cred că va fi pe gustul multor oameni care își doresc parfumuri mai dulci. Dar dulci în sensul ăla, foarte dulci, puternice. La prima pulverizare ai impresia că te lovește cu un pic de zahăr ars, care devine ușor fructat, apoi pare să adauge fisticul, pare să aibă un măr caramelizat. Asta mă apreciez, că au făcut un parfum dulce, aproape în zona gurmandă, dar l-au făcut în felul lor și mie nu-mi seamănă cu nimic altceva și mai mult decât atât, parfumul ăsta persistă foarte bine pe mine și de câte ori l-am purtat, n-am întâlnit oameni care să aibă o problemă cu el, pe majoritatea erau, băiatule, de ce miroși așa bine, ce mirosul ăsta? Următoarea casă este Issey Miyake cu ultima lor lansare, Le Sel Dissé. Nu trebuie să te limitezi la Le Sel Dissé, vei găsi creativitate în tot ceea ce lansează ei, dar Le Sel Dissé e pur și simplu cel mai nou și îți oferă un acord de sare, dar făcut într-un mod comercial. Prima oară când am auzit de acord de sare, am zis ok, un nou parfum care va încerca să emuleze ce a făcut Bormașina în combinație cu ciocanul. Aqua di Sale de la parfumul Roma. Dar nu! Le Sel Dissé e cât se poate de comercial și acordul de sare
e cumva stilizat, e cumva, nu știu, metaforic, vreau să zic, pentru că nu simți exact apă sărată. Simți ceva care te duce cu gândul în zona aia, combinat cu niște citrice, dar nu ești, da, e ca și cum aș linge sarea înainte să-mi beau shot-ul de tequila. E o sare mai cum ai întâlni-o în parfum și știi ce-i extrem de ieșit din comun la parfumul ăsta, că zici, da, un parfum sărat și proaspăt. Sigur nu persistă mult și te-ai înșela, persistă foarte bine și de când îl port, lumea mă întreabă de el, în special la sală, dar nu numai. Și ce e foarte plăcut de asemenea e siajul. Când treci pe lângă oameni, rămâne ceva foarte plăcut în urma ta, așa că se face remarcat. Și la nivelul întregii case, am un singur lucru să-ți mai spun ca să te convin că merită să arunci o privire. Le Bleu Dissé sau Le Majeur sau Le Super Majeur Dissé, toate parfumuri ieșite din comun care nu se liniază vreunui trend. Apoi trecem la Givenchy, gama Gentleman, în cazul de față cu Gentleman Reserve Privé, despre care unii oameni spun că s-ar putea să fie cel mai bun Gentleman și s-ar putea să aibă dreptate, dar până să ajungem aici, eu am o problemă cu casa Givenchy. O mare problemă cu casa Givenchy, problemă pe care s-ar putea să o ai și tu. Îți mai aduce aminte de parfumul Very Irresistible, care era într-adevăr irezistibil? Mai ții minte? Mirosea ciocolată neagră, sticla aia verde. Bă, era super parfum, persista și bine. Mai ții minte parfumul ăla? L-au scos din producție. Și acum nu zic, cu gama Gentleman mi se pare că și cam spală păcatele, dar rămâne gândul ăla că era atât de bun parfumul ăla și acum nu mai există. Revenind la privé, iris, lemn, whisky. Combinația asta zici că e făcută în rai. Adică ai ceva pudrat dulceag, lemnos, cum ar fi butoiul de whisky din stejar învechit, afumat, combinat exact cu acordul alcoolic. E sexy parfumul ăsta, e Gentleman, sexy Gentleman, e James Bond într-o vizită la o fabrică de whisky. Cam asta e parfumul. Și o să zici, da, mai sunt parfumuri cu iris, de fapt eu o să zic, ăsta e gândul meu. Cum ar fi Dior Homme Intense sau Narciso Rodriguez. Și da, fiecare e prin zona asta, dar mi se pare că aici se obține un echilibru foarte drăguț, în care nota alcoolică joacă un rol important, care face parfumul mai misterios și mai sexy. Deci misterios și sexy, iar pe unii oameni parfumul ăsta chiar persistă bine. Și apoi e Gentleman Society, care e un fel de iris floral, dulceag, și sufletul gamei Gentleman e dat de un fel de acord de iris, care uneori e mai prezent, alteori e tras mai mult în fundal, dar mereu e o pornire pudrată, pe care o găsești și în Society, doar că în Society o găsești într-o formă mai florală, mai aerisită și poate ceva mai dulce. Îmi place la fel de mult ca Reserve Privé? Nu. Totuși, îmi place. Mi se pare un parfum drăguț și mi se pare că e genul de parfum pe care îl porți mai degrabă atunci când îți dorești foarte mult complimente. Nu zic că ți le aduce neapărat, zic că are șanse mai mari fiind totuși dus oarecum în direcția trendului. Mi se pare că Gentleman Society e compromisul făcut de Givenchy ca să rămână în zona de parfumuri care se vând, tu când ești într-o zonă un pic mai dulce, dar poți să iert pentru asta. Și apoi vorbim de Guerlain, care tehnic nu sunt case de designer, că ei nu fac haine, dar fac niște make-up, e o discuție continuă. Aici cert e că din punct de vedere al prețului se plasează cam în zona parfumurilor de designer. Și gama L'Homme Idéal e despre acordul sau despre nota de migdale. Migdale dulci făcute în diverse moduri. Fiecare iterație de L'Homme Idéal aduce altceva. A fost un început de tonka cu migdale în L'Homme Idéal, după aia a venit L'Homme Idéal Eau de Parfum, care adaugă în mixul ăsta puțină piele. Și de asemenea adaugă o notă ca de cireaș, după care a venit L'Intense, care adăuga și fum, apoi a apărut Extreme, care adăuga și o prună, apoi era Cool, care adăuga mentă. În principiu s-au dus cu acordul ăsta de migdale în toate direcțiile, dar în momentul ăsta, mai ales că s-a mai răcorit afară, Eau de Parfum și Extreme par opțiuni extrem de bune. Deci aici un fel de cireașă și aici un fel de prună cu un fel de mai multă scorțișoară. Ambele bune în zile răcoroase. Ăsta în zile temperat răcoroase și ăsta în zile răcoroase, foarte răcoroase. Oricum ar fi, parfumuri foarte interesante, ADN-uri ieșite din comun, care totuși rămân în zona comercială, adică nu te dau peste cap, cel puțin în gama L'Homme Idéal. Au gama lor de parfumuri care sunt mai sus atât din punct de vedere al prețului cât și al creativității, dar eu cred că pentru o persoană care nu e extrem de pasionată de parfumuri, ca să nu zic obsedată, gama L'Homme Idéal are mult sens, adică îți oferă un pic de creativitate fără să te încurce prea mult. E ok, creativ, frumos, dar totuși e bine. Și cu toate astea repet că nu le compari cu alte parfumuri, adică nu o să zici că L'Homme Idéal miroase cam ca ce? Ca alt L'Homme Idéal în principiu.
pentru că au luat niște ingrediente, că știi cum e la parfumuri, e ca la muzică, ai un număr de acorduri. E clar că se mai fac niște acorduri noi, dar în cele din urmă te bazezi pe cam aceleași substanțe să încerci să creezi ceva nou cu ele. Și celor de la Guerlain chiar le iese. Și închei lista asta cu casa Hermès, în cazul de față cu O Intense Vetiver. Deși probabil că originalul Ter d'Hermès ar fi opțiunea mai interesantă. Cel puțin e mai creativ în sensul că atunci când a apărut toată lumea, oh my! Și cumva a trecut testul timpului. În continuare, Ter d'Hermès are sens. Pe de altă parte, O Intense Vetiver îți oferă puțin mai mult vetiver, cum sugerează și numele, intens vetiver, cu niște grapefruit, parcă ușor îndulcit, foarte bun pentru o zi de toamnă. Și trebuie să spun că îmi place mai mult, tocmai pentru că are ceva mai mult vetiver și de altfel cred că acesta este parfumul zilei pentru mine. Am zis. E foarte plăcut să vezi că Hermès au treaba lor, au filmul lor, încearcă lucruri și că nu au o problemă să renunțe la seriozitatea lor, adică mi se pare că gama Ter d'Hermès reprezintă seriozitate, pentru a se duce înspre caramele, bomboane. Dar vreau să spun că pe Ter d'Hermès au o direcție foarte clară, seriozitate și eleganță și le iese foarte bine. Doamne, m-am reîndrăgostit de O Intense Vetiver în momentul ăsta, nu mai purtasem de mult timp și wow. Atâtea parfumuri și totuși unele te surprind, iată, despre asta este vorba. Și apoi există H24, unde auzi, băi, pe noi nu ne interesează nimic din ce se întâmplă în jurul nostru, pe noi nu ne interesează ce se întâmplă în sfera de parfumuri, noi vrem să facem altceva, noi vrem să facem o vizită la o fabrică de textile, mă, și asta au făcut, un parfum care încurcă pe atât de mulți oameni, pentru că pe cât de bine miroase, pe atât de ciudat miroase. Nu poți să-l asemuiești cu nimic, miroase a buruieni și totuși e proaspăt și e foarte persistent, e mega sintetic, dar nu într-un mod neapărat supărător. E un risc imens parfumul ăsta. Cel puțin eu așa îl percep pentru o afacere, să vii cu un parfum să zici, păi noi facem altceva. Adică am putea să ne uităm pe ce fac toți ceilalți și merge, dar haide totuși să fim altceva. Și mi se pare că, în timp ce parfumul, din punct de vedere comercial, nu cred că a fost un succes, mi se pare că îți ține firma Hermès în minte pe partea de parfumuri. Și cred că asta uneori contează mult mai mult decât faptul că ai cel mai vândut parfum. Că revenind la exemplu inițial, într-adevăr, Dior Sauvage este cel mai vândut parfum din lume, dar asta nu înseamnă că are o reputație foarte bună. De fapt, în orice top te uiți, e pus într-o poziție proastă și e pus în zona aia de parfum de fuckboy sau de dacă băiatul are Dior Sauvage, să știi că te minte și te înșeală. Adică cumva vrei reputația asta? Când te interesează numai numerele, probabil că nu contează, dar atunci când te interesează să ai niște creații care au un pic de suflet și să fii relevant, să zicem, s-ar putea să te intereseze mai mult ca lumea să zică, băi, noi nu-l înțelegem pe H24, bă, dar cred că e bun. Și gata, cu asta s-a încheiat videoul despre case de parfumuri care încă mă mai surprind, cred că așa trebuie să numească. Asta e ideea, sunt case de parfumuri care fac lucruri destul de diferite și ieșite din comun, pe care le apreciez mult și sper să fi descoperit ceva interesant în video ăsta. De asemenea, sunt conștient că mi-au scăpat câteva și mi-ar plăcea să-mi spui în secțiunea de comentarii ce case de parfumuri crezi tu că ar mai trebui incluse aici. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor. Salut!